Marți 15 noiembrie în Biserica Ortodoxă Română începe postul Nașterii Domnului sau al Crăciunului, care va dura până pe data de 24 decembrie inclusiv. Durata de 40 de zile a acestui post amintește și de postul prorocului Moise de pe muntele Sinai, când aștepta primirea poruncilor dumnezește ale legământului înscrise pe tablele de piatră. Această perioadă de post a fost rânduită de biserică pentru a-i pregăti pe creștini să întâmpine cum se cuvine marele praznic al nașterii după trupa Mântuitorului Isus Hristos. Postul Crăciunului amintește credincioșilor de patriarhi și drepții din perioada vechiului legământ, care, petrecând timp îndelungat în Voința și rugăciune, așteptau venirea lui Mesia, cel care avea să-i o omenirea de moarte, de păcat și de stăpânirea puterilor întunecate. Rânduielile tipiconale prevăd ca în postul nașterii Domnului, în zilele de luni, miercuri și vineri, să se consume legume și fructe, uscate sau fierte, dar fără un de lemn. De regulă, marți și joi se consumă mâncăruri cu un de lemn. iar în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu 21 noiembrie până la 20 decembrie, se dezlea la pește, vin și ulei. Dezlegare la pește mai există și în zilele de prăznuire a unor sfinți importanți. În acest an, în postul Crăciunului, avem dezlegare la pește, unde lemn și vin de 14 ori, în zilele însemnate în calendar cu simbolul peștelui.